Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochia și mă bucur să fim împreună la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. În această duminică, a doua după sărbătoarea Rusalilor, o duminică pe care Biserica o închină Sfinților Români, încheiem o săptămână a rugăciunilor înălțate în biserici și mănăstiri Sfinților Apostol Petru și Pavel, despre care vom vorbi pe larg în emisiunea de astăzi. Vom fi așadar conectați 100 de minute la Universul Credinței. La finalul primei părți, Răzvan Bucuroiu îl va avea invitat la dialogurile dimineții pe Părintele Arhimandrit Nectarie, starețul mănăstirii Sihăstria Putnei. Tema de discuție o veți afla la 7:30 de minute, iar ora 8 vine cu partea a doua, pe care nu trebuie să o pierdeți. Vă propunem două reportaje marca Universul Credinței și aproape de 8:30, Bucuria Credinței, alături de Părintele Constantin Necula. Așadar, o nouă ediție pe care nu trebuie să o pierdeți. Eu cred că e foarte important să le aducem aminte celor care au uitat că România stă pe Sfinții în continuare, că sub împotmolul acesta pe care îl tot vindem și îl cumpărăm uneori la prețuri exorbitante, iar altor bătând de joc, stau oameni care pentru țara aceasta și-au pus viața mai presus de, și-au pus viața țării mai presus decât viața lor. Suntem pe vechea zona moșiilor de altă dată, ale boierilor, generalilor, celor care într-un fel sau altul au făcut România să reziste în istorie și să fie, cum să-i spunem, cutezătoare cu propria istorie. Sfințenia ne îndeamnă să fim cutezători, o cutezanță smerită, pentru că până la urmă tot ceea ce înseamnă viața duhovnicească în creștinism este un adânc de smerenie, un adânc luminos de smerenie. V-am convins așadar să rămâneți conectați la Universul Credinței. Jurnalul religios începe chiar acum. Duminică 27 iunie, după un timp mai îndelungat de pregătire, cauzat de situația medicală în care nu s-au putut întâlni cu regularitate, mai mulți copii, adolescenți, tineri și chiar adulți din parohia romano-catolică Sfânta Fecioară Maria Regina din cartierul bucureștean Cioplea au primit sacramentul mirului prin ungerea cu Sfânta Crismă de către înalt preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop și mitropolit de București. Înalt preasfințit Aurel, vă prezentăm pe cei 45 de candidați care, după un drum inedit, s-au pregătit și din ceea ce am tot noi constatat, sunt veriți. Sărbătoarea celor 45 de candidați la sacramentul mirului a fost așteptată îndelung, atât de cei miruiți, cât și de nași, rude și prieteni care au dorit să participe la sărbătoarea lor, dar și a parohiei. Înainte de a primi sacramentul confirmațiunii, 7 dintre candidați au fost protagoniștii unui moment deosebit, alăturându-se în al preasfinției sale Aurel în fața altarului, unde au oferit la rândul lor un cuvânt de învățătură despre cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Darul tăriei, o persoană poate să depășească dificultățile sau să îndure suferința cu ajutorul puterii dăruite de Dumnezeu. Mirul sau confirmațiunea este un sacrament prin care candidatul dobândește pe Duhul Sfânt cu darurile sale și astfel poate da mărturie cu mai multă tărie despre credința creștină. Deși nu este o regulă, totuși, în intervalul aflat între 24 iunie, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, și 29 iunie, Sfinții Petru și Paul, mulți dintre preoții catolici din țara noastră își amintesc și sărbătoresc data consacrării lor preoțești. Care un an, care 5, care 10 sau chiar 50. Pentru 19 tineri, acest interval, din anul 2021, a reprezentat de fapt începutul drumului de slujire în via Domnului prin consacrarea preoțească.
Așa se face că joi, 24 iunie, în sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 10 tineri absolvenți ai Institutului de Teologie Romano-Catolică din Iași au primit sacramentul preoției prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. A urmat o sărbătoare asemănătoare la București, unde în ziua de 26 iunie, alți trei candidați, absolvenți ai aceluiași institut din Iași, au fost hirotoniți pentru Arhidieceza de București, prin impunerea mâinilor înalt preasfințitului Aurel Percă, în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București. Și nu în ultimul rând, marți 29 iunie, în solemnitatea Sfinților Petru și Paul, la Roman, în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, au fost hirotoniți 6 preoți pentru provincia franciscană Sfântul Iosif din România, prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași, dar și prin promisiunile de ascultare și respect față de superiorul provincial franciscan. La sfârșitul acestor evenimente, cei 19 preoți nou sfințiți au fost felicitați de către rudele și prietenii prezenți la sărbătoare, urmând ca în duminicile următoare fiecare dintre ei să celebreze și prima liturghie în comunitatea natală, alături de cei dragi. Și ce este cel mai important, de acum înainte ei vor putea administra sacramentele pentru cei încredințați lor în noua misiune pe care o vor primi. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în ei. Mănăstirea Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin și-a sărbătorit hramul în Duminica Tuturor Sfinților. Așezământul monahal datează din anul 1788, iar noua biserică a mănăstirii a fost rnosită în anul 2008 de către preasfințitul părinte episcop Lucian al Caransebeșului, cel care a oficiat și cu această ocazie Sfânta Liturghie. După evenimentele din 1989 s-a construit o prea frumoasă biserică, un corp de chilii, dar și acest altar de vară, unde astăzi am slujit cu bucurie, alături de părinții din Obște și alături de părinții din parohiile învecinate, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care astăzi și-au îndreptat pașii la această sfântă mănăstire. Dumnezeu să ne ajute și la mulți ani tuturor creștinilor botezați în numele Sfintei Trăimi, pentru că astăzi îi pomenim pe toți sfinții și astăzi este ziua onomastică a tuturor creștinilor care sunt ocrotiți de câte un sfânt. Așezământul monahal de la Piatra Scrisă a luat ființă pe locul în care a fost descoperită în mod miraculos, pe o stâncă, icoana Sfintei Trăimi în timpul lucrărilor la calea ferată ce urma să lege Caransebeșul de Orșova. O sută de tineri din județul Caransebeș au participat în perioada 26-30 iunie la programul educațional Tabăra din inima satului. Primele două tabere au fost organizate în localitățile Ticvaniu Mare și Grădinari, de pe Valea Carașului, unde formatorii au pregătit ateliere de educație pentru viață, ateliere de dezvoltare personală, de comunicare și lucru în echipă, dar și ateliere de jocuri și de creații artistice. Au debutat primele două tabere într-o zonă misionară a Episcopiei Caransebeșului, este vorba de zona Văii Carașului, o zonă în care copiii și tinerii nu au avut foarte multe șanse la programe educaționale complementare și catehetice, așa cum oferă biserica, așa încât prezența noastră aici în aceste zile este binevenită. Întreaga comunitate reînvață să fie împreună, pentru că evenimentele din cadrul proiectului sunt evenimente comunitare, care implică întreaga comunitate și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dimensiunea duhovnicească, dimensiunea catehetică, pentru că, nu-i așa, tabăra din inima satului se învârte în jurul inimii fiecărei comunități, care este biserica, Sfânta Liturghie, rugăciune dimineață, rugăciune de seară, atelierele duhovnicești, prezența preotului în toate aceste zile în mijlocul copiilor este de bun augur și credem că va lăsa roade importante pentru viitorul acestor comunități. Proiectul Împreună pentru copiii noștri cuprinde 12 tabere organizate în perioada 26 iunie-10 septembrie pentru un număr de peste 470 de copii din județul Caraș-Severin, care vor fi supravegheați, formați și educați de 90 de formatori și voluntari.
Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ridicată între anii 1842-1845 din orașul Alexandria, și-a sărbătorit în această săptămână hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului. Privind și noi la săvârșirea vieții sfinților și bineplăcuților lui Dumnezeu, să le urmăm credința după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, să devenim și noi mărturii și mărturisitori ai Mântuitorului Iisus Hristos prin însăși viețuirea noastră, prin faptele noastre pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne cere să le facem așa încât oamenii, văzând faptele noastre, cele bune faptele credinței noastre, să-L slăvească pe Tatăl nostru Cel din ceruri și astfel să fim și noi mărturisitori pentru Mântuitorul Iisus Hristos în viața aceasta, pentru ca și Mântuitorul Iisus Hristos să dea mărturie pentru noi în veșnicie, în Împărăția Cerurilor. Credincioșii s-au putut închina la părticele din moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, prezente în biserica din Alexandria, dar și la un fragment din moaștele Sfintei Maria Magdalena, aduse de la mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, județul Telorman. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt ocrotitorii spirituale ai Catedralei Arhiepiscopale din Constanța. Liturghia de hram a fost oficiată de către înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în prezența a numeroși credincioși, unii dintre ei aflându-se în această perioadă în vacanță pe litoral. Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel este primul lăcaș de cult ortodox din Dobrogea, care a fost ridicat după revenirea acestui ținut la patria mamă în 1878. Catedrala adăpostește moaștele Sfinților Epictet și Astion, descoperite la Halmiris în anul 2002, și a altor martiri și mărturisitori. Pentru clerici și mireni, sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel a fost un bun și binecuvântat prilej de a da mărturie despre importanța misiunii creștine într-o lume tot mai depărtată de Dumnezeu. Aici, la malul mării, Catedrala dăinuie și va dăinui, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care sunt fruntașii apostolilor, sunt mijlocitorii noștri împreună cu Sfântul Andrei și Sfântul Filip, înaintea tronului lui Dumnezeu, Hristos, Fiul cel întrupat și înaintea tronului preasfintei Trăimii. Pe 29 iunie, de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, mănăstirea Solca din județul Suceava și-a sărbătorit pentru prima dată după 236 de ani hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, care în cuvântul de învățătură a amintit aspecte importante din viețile Sfinților Prăznuiți. Apostolul Petru, în listele apostolilor, figurează primul, adică era liderul. Ca lider, Sfântul Apostol Petru s-a manifestat și pe drumul dintre Betsaida și Cezarea lui Filip, așa cum ați auzit în textul Evangheliei de astăzi. Când Hristos i-a întrebat pe Sfinții Apostoli, cine cred că este El? Și Petru, în numele tuturor, a zis, atenție, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Reînființarea mănăstirii Solca a fost una dintre prioritățile înalt preasfințitului părinte Calinic, încă de la întronizarea sa ca episcop al Sucevei și Rădăuților, și a fost aprobată în permanența Consiliului Eparhial din 18 noiembrie 2020. După ce a venit aprobarea de la Sinodul Mitropolitan de la Iași, părintele Lefterie a fost numit și instalat ca stareț la începutul lunii martie. E primul stareț instalat în calitate de exarh
pe niște ruine. Lăcașul de cult este ctitorie a domnitorului Ștefan Tomșa și a fost ridicat între anii 1612-1622. Iar în anul 1775, după ce Imperiul Habsburgic a ocupat Bucovina, așezământul monahal a fost închis, iar biserica mănăstirii a fost transformată în biserică parohială. Iar acum Răzvan Bucuroiu vă invită la o scurtă meditație asupra Evangheliei acestei duminici. Pentru a ajunge la cer nu e nevoie de viză Schengen, nici de pașaport biometric. Ajunge doar voia Duhului Sfânt, dar și o viață pe măsură. De-a lungul veacurilor, mai bine de 100 de români sunt acolo sus, mijlocind pentru poporul de jos. Despre acea sută de sfinți români știm noi, oamenii, însă la Dumnezeu, cu siguranță, numărul este mult mai mare. Biserica a rânduit ca în această duminică, noi cei de aici să ne unim în rugăciune cu ei, cei de dincolo. Să fim adică una cu soborul acelor martiri ai credinței, teologi, monahi și monahii, arhierei sau voievozi, mărturisitori în temnițe grele, care locuiesc acum în cerul de deasupra și care ne arată limpede că sfințenia se poate dobândi oriunde, sub mitră sau sub patrafir, sub coroană sau în afundul temniței, pe câmpul de luptă sau la masa de scris, în genunchi la rugăciune sau în genunchiala căpătâiului celor aflați în suferință, căci îngenunchiarea la patul unui suferind este suprema formă de a lua cerul cu asalt. Așadar, avem poporul nostru românesc acolo sus în ceruri. E o întreagă ceată, numeroasă, adunată, bogată în harisme. Ei sunt oglinda noastră pe verticală, oglindă care nu cosmetizează, nici nu deformează, ci înalță, îndeamnă omul să se vadă sfânt. Cum ar fi dacă și tu și eu? Săptămâna aceasta, miercuri 30 iunie, cu prilejul Zilei Mondiale a Rețelelor de Socializare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un mesaj despre comunicarea responsabilă în contextul provocărilor lumii contemporane. În contextul pandemiei, platformele de socializare s-au dovedit a fi un mijloc misionar și pastoral foarte util, întrucât o mare perioadă de timp credincioșii nu au putut participa fizic la slujbele bisericii. Astfel, transmiterea slujbelor online a reprezentat o mângâiere sufletească, o sursă de pace și de bucurie, mai ales că foarte mulți oameni au suferit de singurătate, anxietate, nesiguranța zilei de mâine, teamă de îmbolnăvire și de moarte. Prin slujbele bisericii difuzate online, perioada de însingurare și de neliniște a fost transformată într-una de speranță și comuniune, credincioșii așteptând cu multă responsabilitate și încredere în Dumnezeu momentul participării liturgice reale, de care astăzi ne bucurăm. Ziua Mondială a Rețelelor de Socializare, serbata anuală în data de 30 iunie, este un prilej de a-i felicita pe toți cei care utilizează platformele sociale pentru promovarea cuvintelor și a faptelor bune ale oamenilor, nu pentru a genera conversații conflictuale și ofensatoare. Este un fragment din mesajul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel zilele acestea, pe data de 30 iunie. Continuăm Universul Credinței cu alte evenimente importante ale săptămânii. Insula Mare a Brăilei, un loc ce ne amintește de martirii perioadei comuniste. Sâmbătă 26 iunie, în al preasfințitul părinte Casian, episcopul Dunării de Jos, a sfințit o capelă memorială. Rămâneți alături de noi să vedeți reportajul. Sâmbătă 26 iunie, capela memorial Sfinții 40 de mucenici din Sevastia a fost sfințită de arhiepiscopul Dunării de Jos, înalt preasfințitul Casian, aducerea aminte de suferința martirilor neamului românesc. Închiși și torturați începând cu anul 1952 în insula mare a Brăilei, în lagărul Salcia. Descoperim în una dintre cele mai semnificative și cele mai importante suprafețe agricole a României, cunoscuta insula mare a Brăilei, o dimensiune
care se constituie într-o nouă piatră de temelie a jertfei, pentru că totul stă pe jertfă. Totul în această insulă, care altădată era balta Brăilei, stă pe oasele cunoscuților și necunoscuților mărturisitori, îndeoseb tineri români în muncă forțată la canalul Dunăre, Marea Neagră, din timpul prigoanei groaznice ateo-comuniste. Pe osemintele lor s-au îndiguit cu trupurile lor locurile acestea mănoase acum, de unde a ieșit grâul pentru prescură și uleiul în floarea soarelui pentru candelă. Insula e o imensă biserică memorial. De aceea, în ultimii 30 de ani, s-au zidit 7 altare pentru liturghie, ca și ei să se odihnească în slava lui Dumnezeu, dacă pe pământ n-au putut-o face. Astăzi, în anul închinat memoriei tuturor celor din cimitire, ne-am gândit îndeoseb la cei ce nu sunt în cimitire, ci sunt pretutindeni. Și această troiță simbol este o aducere aminte de locul de la Salcia, unde au fost unele din cele mai grele momente pentru tot omul martirizat și chinuit din nefericire tot de om. Fă, Doamne! Ca niciodată să nu mai fie nevoie decât de a învăța lecția iubirii de Dumnezeu, de patrie și de neam, în pace și în liniște, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi, martiri și mărturisitori din insula mare a Brăilei. Biserica Ortodoxă Română l-a sărbătorit pe binecredinciosul voivod Ștefan cel Mare și Sfânt. Cărmuitor al treburilor lumești și oștean al lui Hristos, Ștefan cel Mare reprezintă una dintre personalitățile de marcă al istoriei românilor. Corneliu Vlad Matache a realizat un eseu pe această temă. Să urmărim! Ștefan cel Mare și Sfânt a fost unul dintre cei mai importanți voievozi români. Fiul al lui Bogdan al II-lea, Ștefan Vodă l-a înfrânt în 1457 la Doljești pe Petru Aron, ucigașul tatălui său, și a inaugurat cea mai lungă domnie din istoria României, după domnia lui Carol I de Hohenzollern. Ștefan cel Mare a purtat multe războaie și a obținut victorii răsunătoare împotriva regilor Ungariei, Poloniei și a Imperiului Otoman. Dar voievodul Moldovei a avut și acea chemare lăuntrică spre viețuirea întru Hristos, chiar dacă mărturiile cronicarilor vremii descriu pe lângă numeroasele virtuți și unele căderi. Ștefan cel Mare și-a ales ca duhovnic pe Sfântul Daniel Sihastrul, care a fost și îndrumător întru cârmuirea țării. Victoriile obținute, voievodul Moldovei le închina lui Dumnezeu, iar înfrângerile le punea pe seama propriilor păcate. Numai puțin de 40 de lăcașuri sfinte a ridicat Ștefan Vodă în cei 47 de ani de domnie în Moldova și în afara granițelor, iar numeroasele biserici și mănăstiri, inclusiv din Sfântul Munte Athos, au primit din partea domnitorului danii și toate cele de trebuință. Ștefan cel Mare a trecut la Domnul la 2 iulie 1504, fiind înmormântat la mănăstirea Putna, cea dintâi dintre ctitoriile sale. Poporul a avut de la început intuiția prezenței sale în ceata sfinților și l-a numit cel Mare, cel Bun și cel Sfânt. Numele lui a însuflețit eforturile românilor în momentele de răscruce ale istoriei, a inspirat literatura și folclorul cu o pildă de vitejie și de demnitate. Voia lui Dumnezeu a fost ca recunoașterea din partea bisericii să vină după aproape 500 de ani, la 2 iulie 1992. Odată cu proclamarea oficială a canonizării, mănăstirea Putna a devenit un adevărat loc de pelerinaj pentru cei care vin să ceară mijlocirea voievodului sfânt înaintea lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor și izbăvirea de suferințe. Bisericile de tradiție apostolică i-au sărbătorit pe 29 iunie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujba de la Catedrala Patriarhală a constituit subiectul unui scurt reportaj realizat de Corneliu Vlad Matache.
Liturghia de la paraclisul reședinței patriarhale, închinată Sfinților Apostol Petru și Pavel, a fost săvârșită de către întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos, experimentarea pocăinței, iubirea pentru Hristos și pentru unitatea Bisericii și moartea martirică sunt însușirile celor doi apostoli ai Domnului, pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a subliniat în cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt învățători ai credinței, ai pocăinței și ai misiunii Bisericii în lume. Acești doi sfinți apostoli, numiți și corifeii apostolilor, sau așa cum se spune în troparul lor, ei sunt între apostoli mai întâi pe scaun șezător și lumii învățător. Acești doi apostoli au mărturisit pe Hristos până la moarte martirică, mucenicească, și în anul 67, în data de 29 iunie, au pătimit, mărturisind, așa cum am spus, pe Mântuitorul Iisus Hristos, și au murit la Roma, în timpul persecuției declanșate de împăratul Nero. Părintele Gheorghe Oprea, paroh al Paraclisului Institutului de Endocrinologie CEI Parhon din București, continuă și în această duminică cuvântul său duhovnicesc. Să urmărim. Suntem acum într-o perioadă, să spunem, după pandemie. Ne-a școlit ceva experiența prin care am trecut un an jumătate? Acum se vede o trezire și o căutare. Și lucrul ăsta nu poate fi decât un mare câștig și pentru ei înșiși și pentru Biserica lui Hristos. Cred că duhovnicii, preoții cu experiență ar trebui noi toți să ne străduim mai mult, să apropiem tinerii, să ajutăm să-și găsească reperele și drumul. Și cum o poți face altfel decât prin propria pildă, apropiindu-i, vorbind cu ei, arătându-le că îți pasă, rugându-te cu ei și pentru ei, implicându-i în viața bisericii și nu doar așa pentru a poza că facem lucruri, ci din simțire reală. Și atunci ei vor simți și vor veni cu adevărat spre Hristos. Asta voiam să vă întreb. Cât este de importantă mărturisirea lui Hristos, fără să cădem în cealaltă extremă, în a deveni niște poze frumoase care își fac cruci în fața oamenilor care îi privesc. Cât este de importantă mărturisirea lui Hristos, asumată? Mărturisirea lui Hristos trebuie asumată. Dacă nu este asumată și înțeleasă, nu este o mărturisire reală. Este mai degrabă un mimetism. Sau am putea mai bine zis, să-l afișăm ca pe un pietism, mai mult sau mai puțin bolnăvicios. Cred că astăzi, tocmai din cauza încercărilor vremii, tocmai din cauza provocărilor societății în care trăim, ar trebui să pledăm pentru o viață autentic creștină și să încercăm să nu mai fim în niciun fel nici demagogi, nici mincinoși nouă înșine, cu privire la valorile care sunt reale, nu sunt niște valori care țin de vreo ideologie. Este Duh de viață, Sfințitor, Biserica lui Hristos. Și trăim în aceste zile praznice și sărbători mari împărătești, care ne învață că fără lucrarea Duhului Sfânt, fără puterea lui Dumnezeu, biserica aceasta nu ar fi vie. Ori ea este vie, tocmai pentru că Dumnezeu este viu. Și lucrul ăsta ne se amintește prin tot ce înseamnă imunografie, iconografie, slujbe și toată mărturisirea credinței. Ca să ajungi la un duc de viață mărturisitor, trebuie să începi prin a te îngenunchea de bunăvoie la scaunul duhovniciei, a-ți recunoaște vremelnicia, a-ți recunoaște neputințele, a pune înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce ești, așa cum ești.
și să vrei mai mult. Și Dumnezeu, ridicându-te, te va face și mărturisitor, pentru că atunci când tu vii dintr-un întuneric și El te sfințește, te aduce la o sfântă luminare, mai ales cum sunt cei convertiți prin taina botezului, aceștia nu mai pot fi la fel cum au fost la propriu, nu doar așa în sens duhovnicesc sau simbolic, ci cu adevărat ei sunt preschimbați și nu mai pot trăi cum au trăit și nu mai sunt înțeleși la fel de familie, de prieteni, de cei cu care au lucrat sau cu care colaborează. Devin niște neînțeleși, dar ei mărturisesc prin pilda vieții lor ceea ce au primit. Da, poți să fii astăzi mărturisitor al Ortodoxiei dacă îți înțelegi credința, dacă ți-o asumi și dacă o trăiești pilduitor, nu din dorința de a fi comparat sau măsurat cu alții, sau să încerci să te observi gândindu-te cum te văd alții pe tine, ci să te preocupe cum te vede Dumnezeu, să ai conștiința că te așezi înaintea lui Dumnezeu, să ai propria conștiință a căderii tale, dar în același timp, când stai în biserică sau în afara bisericii, să știi că trăiești liturghia de după liturghie care se socotește înainte de Dumnezeu prin fapte. Și atunci, cei care vor veni într-o astfel de biserică vie, cu oameni vii, nu mai este nevoie decât să mărturisească prin sine însăși liturghia, slujirea și prezența celor care sunt acolo. Este o mărturisire dincolo de cuvinte, pentru că de multe ori ne spunem lucruri fără să vorbim. Și cele mai importante lucruri le spunem prin fapte, nu prin cuvinte. Silviu Andrei Vlădăreanu ne propune în această duminică o întoarcere în timp, în perioada de aur a iconografiei ruse. Urmează rubrica Sărbătorile Săptămânii. Bună dimineața! Astăzi, 4 iulie, Biserica prăznuiește pe unul dintre cei mai mari iconari ai tuturor timpurilor, pe Sfântul Andrei Rubliov. El este vestit în întreaga lume, îndeosebi pentru icoana Sfintei Treimi, care înfățișează cea mai cunoscută teofanie, în chipul celor trei îngeri care s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvrii. Puține lucruri cunoaștem despre viața Sfântului Andrei Rubliov. Bănuim că s-a născut în jurul anului 1360, dar știm că și-a petrecut copilăria în preajma Sfântului Serghe de Radonej, în mănăstirea acestuia de lângă Moscova. Mai știm că a intrat în monahism în mănăstirea Andronikov și că a lucrat cu marele pictor Teofan Grecul. Ni s-a păstrat despre el că era un călugăr plin de bucurie și lumină și că a avut o adâncă smerenie. Tocmai această adâncă smerenie i-a permis să ajungă un instrument în mâna lui Dumnezeu și să ne lase adevărate capodopere iconografice. Capodopere nu numai prin tehnica desăvârșită și prin emoția sfântă pe care reușesc să o transmită, ci mai ales prin semnificația teologică profundă a oricărui aparent neînsemnat detaliu. Prăznuirea de astăzi a Sfântului Andrei Rubliov ar trebui însă să ne fie prilej de meditație. Adâncimea icoanei bizantine nu mai poate fi pătrunsă astăzi de poporul needucat teologic și estetic, care caută chipuri realiste și se bucură de îngerași dolofani. Am ajuns să tipărim icoane în China. Chiciuri viu colorate, mai clare sau mai puțin clare, funcție de calitatea prototipului găsit pe internet, pe care Photoshop-ul îl turtește, îl alungește sau îl ciuntește, cât să intre în formatul impus de rama de plastic sclipicios. Dar trebuie să tipărim în China, trebuie să rezistăm pe piață. Prețul contează, concurența e acerbă, creștinii noștri îi dau lui Dumnezeu astăzi lucruri ieftine. Icoanele au ajuns să fie tipărite în tiraje uriașe, inclusiv pe brelocuri, suveniruri, etichete, timbre, ambalaje, ziare și reviste, care toate, într-un final, ajung la groapa de gunoi. Am intrat cu toții în vârtelnița societății de consum și am luat și icoanele cu noi. Până unde am coborât icoana? Ce lăsăm în urmă? Doamne ajută! Iar acum vă invit să vedeți ce v-am pregătit în partea a doua a emisiunii noastre. Pictorisiri înseamnă, de fapt, mărturisirile mele. În traducere foarte, foarte directă, eu sunt un mărturisitor de credință. Dacă un credincios mărturisește în general, un pictor nu poate să facă altceva decât să pictorisească, mi-am spus eu. Și așa am ajuns la
la acest titlu. Titlul a fost ales de doamna Dumitrană. Printre variantele pe care le-am avut, una dintre ele, pe care am folosit-o ulterior la Iași, s-a numit Rost, Rostire, Duh. Dânsa a preferat pictorisire și bine a făcut. Călugări români de la Muntele Athos au venit în vestitul Codru Vlăsiei, unde și-au petrecut o perioadă destul de îndelungată în isihasmă, în pustie, după care s-au organizat într-un schit cu denumirea de Țigănești Izvorani. Pe aceste locuri și-au făcut o bisericuță din lemn și câteva chiliuțe din lemn. Dacă tu te încredințezi întru totul programului și rânduielii mănăstirii, viața este ca rai în mănăstire. Și asta trebuie noi să luptăm cu noi, pentru că este primul vot al monahului, ascultarea necondiționată. Astăzi vă vom prezenta un album pe care este posibil să nu-l puteți răsfoi decât dacă veți merge într-o bibliotecă. Asta nu pentru că nu ar fi foarte interesant, ci din cauza numărului mic de exemplare. Dar vă asigurăm că acest efort va fi pe deplin răsplătit. Veți retrăi cu ajutorul memoriei fotografice vizita în România a sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea și veți afla câteva detalii ale unor întâlniri neoficiale, ale eforturilor diplomatice încurunate cu un indiscutabil succes și vă veți aminti fabulosul sentiment de solidaritate simțit în acele zile între toți creștinii, indiferent de confesiune. Toate acestea sunt evocate cu emoții și acuratețe a informației în acest album. Albumul Papa Ioan Paul al II-lea, în România, Dialogul Catolic-Ortodox, la 9 secole de la Marea Schismă, a apărut sub egida Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în apropierea datei la care sanctitatea sa, Papa Francisc, a vizitat România în mai 2019. Albumul bilingv, editat în limbile română și engleză, și-a propus și a reușit cu succes, aș spune, să rememoreze evenimentul petrecut cu două decenii în urmă, când, după 9 secole de despărțire, Papa Ioan Paul al II-lea punea prima piatră la temelia încă visatei reconcilieri într-o unitate a celor două biserici, catolică și ortodoxă, prin prima vizită pe care un întâi stătător al Bisericii Occidentale o făcea unei biserici creștine răsăritene. Trei zile astrale pentru România. De ce a fost aleasă România? Preliminarii diplomatice. Trei zile cât un mileniu. Chemați la lumina dumnezeiască. Sunt doar câteva titluri ale capitolelor albumului bogat ilustrat cu imagini dintre care pe foarte multe nu le-ați văzut niciodată. Iar acum sunt publicate în condiții grafice cu adevărat excepționale. Sunt prezentate documente care au pregătit această vizită și despre care nu ați știut. Sunt cuprinse în paginile albumului istoriile martirilor pentru credință din perioada dictaturii comuniste din România, din Biserica Română Unită cu Roma, dar și din Biserica Ortodoxă. Dezvăluiri despre demersurile pe care Patriarhul Teoctist sau încă rectorul pe atunci al Universității București și liderul civic anticomunist Emil Constantinescu le-au făcut la Vatican pentru a pregăti această întâlnire istorică la București. Căutați-l, răsfoiți-l, citiți-l. Împrospătarea sentimentelor bune este întotdeauna de folos, mai ales în vremuri tulburi. Viața aparent izolată a mănăstirilor are regulile aparte. Una dintre ele este ascultarea. Iar aceasta este, paradoxal, ai zice, sursă de bucurie și de mântuire. Cum? Aflați de la Părintele Stareț Nectarie de la Sihăstria Putnei, în dialogurile dimineții de astăzi. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în prezența Părintelui Stareț Nectarie Clinci. Bună dimineața, Părinte Stareț! Bună dimineața și Doamne ajută! Părinte Stareț, aș vrea să vorbim puțin, pentru că suntem într-o mănăstire, într-o lavră ortodoxă, despre ascultare. Lumea în care trăim este din ce în ce mai puțin dispusă la ascultare, la a ne asculta unii pe alții și a face voia celuilalt. Practic, fiecare suntem propriul nostru stăpân. Cum e într-o mănăstire? Într-o mănăstire este un lucru minunat care se întâmplă cu noi și datorită faptului că venind aici, venim cu dorința, în primul rând, de a-i sluji lui Dumnezeu. Numai că trebuie să înțelegem faptul că oamenii din lume care vin în mănăstire, tineri care vin în mănăstire,
să învățați foarte mult cu voia proprie și cu dorința de a face lucrurile după cum știu ei să le facă. E aici noi, în timp, îi învățăm, prin ascultare și tăierea voiei și supunere, îi învățăm că lucrul cel mai important aici în mănăstire este ei să asculte. Să asculte și să facă lucruri care le se spune cât mai bine. Părinte Stareț, înțeleg foarte bine ascultarea, dar practic ce mai rămâne din personalitatea unui om în clipa în care este pus în permanență sub o veșnică ascultare în mănăstire? Noi ca oameni trebuie să înțelegem că trebuie să ne asemănăm Domnului Hristos. Iată, El a spus ucenicilor că nu am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Și spun părinții, oare voia Domnului Hristos era o voie greșită? Nu. Ci era, El ne-a arătat prin faptul că are această supunere și smerenie, pentru că așa spune Sfântul Paisie Velicicovski, ascultarea este fundamentală în viața creștinilor, cât și a mirenilor, cât și a călugărilor. Ascultarea nu este altceva decât smerenia. Scara la cer, spune Sfântul Paisie Velicicovski, nu are decât o singură treaptă, smerenia, care nu se dobândește decât prin ascultare. Și în viața de familie, soția trebuie să asculte de soț și soțul de soție. Părinte Stareț, vorbiți despre smerenie, însă ce poate să înțeleagă omul contemporan, omul din ziua de astăzi, despre această smerenie? Pare ceva totuși îndepărtat și bizar. Cum adică să ne zmerim unii în fața altora? Cu adevărat este greu să te smerești. Așa este. Și mai ușor este să te smerești tu decât să te smerească altul. Se întâmplă în viață situații când altul te smerește. Și această smerire nu face altceva decât să scoată la iveală ceea ce este negru și urât în interiorul meu. Pentru că, de fapt, această smerire este ca o mână a lui Dumnezeu, care Dumnezeu o trimite ca un medicament al lui Dumnezeu, care Dumnezeu îl trimite pentru vindecarea mea. Pentru că, așa spune Domnul, spre cine voi căuta decât spre cel blând și smerit cu inima care ascultă cuvintele mele. Deci Domnul spre un astfel de om caută. De aceea, în prezența oamenilor smeriți, simpli, care nu sunt îngânfați, care fug de Duhul acesta, laudei, al mândriei, oamenii aceștia odihnesc. De aceea spunea Sfântul Serafim din Sarov, caută și străduiește să dobândești pacea lui Dumnezeu, smerenia lui Dumnezeu și mulți se vor sălășlui pe lângă tine. Pentru că atunci când cineva este cu acest har al lui Dumnezeu, al smereniei, este blând. Și oamenii, de astfel de oameni au nevoie ca sufletul lor să se călăuzească și să se hrănească din energie care o emană un astfel de om. Părinte Stareț, așa este, însă toată cultura lumii de astăzi, toată informația lumii pe care noi o consumăm zi de zi, spre asta ne îndreaptă. Fii tu însuți, fii propriul tău stăpân, mergi pe calea ta. Și unde ajung astfel de oameni? Este o întrebare foarte bună, da. Da. Unde ajung astfel de oameni? Important este să te străduiești să faci lucruri bune. Iar în momentul când ai făcut aceste lucruri bune, să conștientizezi că Dumnezeu te-a ajutat să faci aceste lucruri bune. Vedeți, sunt foarte impresionat. În general, la noi acum, vedeți, foarte puțin mai excelăm în puține domenii. Mai sunt tineri aceștia care reușesc la matematică, informatică, mai câștigă medalii de aur. Și care și-au zborul imediat. Dar care imediat și-au zborul în țări străine. Dar pe plan sportiv, foarte puțin. Este sportiva acea Simona Halep, care, iată, ea a reușit prin multă muncă și perseverență, da? Să ajungă numărul unu mondial, să câștige titluri majore mondiale. Totdeauna, când termină o partidă și câștigă, doar și când a pierdut, își face semnul Sfintei Cruci și mulțumește lui Dumnezeu. De ce? Pentru că recunoști că Dumnezeu ți-a dat puterea ca tu să ajungi acolo, puterea ca tu să biruiești.
Asta nu este altceva decât smerenie. Să recunoști că cineva te-a ajutat. Aveți în stăreție o minge de tenis semnată Simona Halep. Mm. Cum a ajuns această minge? Acum să facem această mică dezvăluire. Eu nu am cunoscut-o personal. Cineva, prin intermediul cuiva, am ajuns în posesia acestei minge a Simonei Halep. Poate câteodată pătimaș, ca să spun așa, am urmărit din meciurile pe care le-a disputat, dar dintotdeauna mi-au plăcut la oamenii aceștia sportivi de calitate din diferite domenii, fotbal, gimnastică, foarte mult mi-a plăcut, desigur, de Nadia Comăneci, de Hagi, Ilie Năstase. Ei au fost și sunt reprezentativi pentru sportul nostru, care până la urmă este un ambasador al țării noastre în lume. Am intrat în posesia unei astfel de mic semnătura ei și m-am bucurat foarte mult. Da, și practic fiecare sportiv, Părinte Stareț, reprezintă victoria unei comunități. Comunitate care își încordează mușchiul financiar, energiile bune, sănătoase și urcă practic performanțele unei astfel de tânără. Părinte Stareț, despre smerenie cred că nu se poate spune mai mult decât aceea de a înțelege că prin smerenie, prin ea, prin smerenie, faci voia Domnului. Și te străduiești, într-adevăr, să faci ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Uitați, eu, când am mers în Muntele Athos și ne-a ajutat Dumnezeu și părinții au reușit să meargă Muntele Athos, să se închine la locurile sfinte de acolo, am aflat, deși eram stareț aici în mănăstire, nu știam lucrul acesta, nu l-am aflat până atunci și m-am minunat și m-am folosit. Că este o voie a lui Dumnezeu și este o voie bine plăcută a lui Dumnezeu. Interesantă, adică este o voie a lui Dumnezeu și o voie bine plăcută a lui Dumnezeu. Când este această voie bine plăcută a lui Dumnezeu? Când, într-adevăr, harul lui Dumnezeu lucrează din plin asupra vieții Revărsat tale. Revărsat pur și simplu. Da. Cu adevărat, tu te străduiești să faci ceea ce Domnul vrea de la tine. Punem la inimă și aceste cuvinte. Mulțumim pentru ediția aceasta, care a fost una foarte frumoasă. Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a emisiunii Universul Credinței de astăzi. În mai puțin de 10 minute ne vom revedea cu partea a doua. Merită să rămâneți conectați la Universul Credinței. Revenim!